Implementat la 1 aprilie 2012, proiectul Dezvoltarea Rurală și Integrare pe Piața Muncii și-a atins obiectivele. A fost inițiată, instruită și activată o rețea de dezvoltare a resurselor umane. Peste 600 de persoane au participat la cursuri de consiliere profesională și alte peste 600 la cele de instruire, cu un procent de depășire de peste 50%. De asemenea, 28 de giurgiuveni din mediul rural au fost angajați în perioada proiectului, număr care a depășit obiectivul de 14 persoane angajate. Partenerii proiectului, o companie din Giurgiu și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-au întâlnit astăzi în conferința finală a proiectului. Am ajuns la finalul proiectului și spunem noi cu toți indicatorii depășiți. N-a fost ușor, dar nici foarte greu. Ținând cont că parteneriatul a fost făcut între două instituții care au experiență în implementarea proiectelor. Ne-am propus să sprijinim dezvoltarea rurală. De ce dezvoltarea rurală? Pentru că Giurgiu este un județ care are o suprafață agricolă importantă și eu cred în continuare că soluțiile de creștere a județului nostru vin din mediul rural. Activitatea de consiliere profesională s-a desfășurat în perioada iulie 2012-decembrie 2013 și a avut ca scop prezentarea de informații privind întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenție, prezentarea la interviu și medierea electronică în vederea obținerii unui loc de muncă. Am întâlnit persoane care nu au completat niciodată un CV și persoane care erau experte în completarea CV-ului. Ce am făcut eu? Am învățat oamenii să completeze un model de CV, am avut o prezentare generală a acestuia și am făcut efectiv, practic, a scris un CV. Am învățat reguli generale de completare a CV-ului, apoi am prezentat câteva greșeli care se pot întâlni în majoritatea CV-urilor care sunt completate. Membrii rețelei RDR au fost instruiți la cursurile de competențe sociale și civice și la cursurile de competențe informatice, la cel de-al doilea participând și persoane inactive în căutarea unui loc de muncă, șomeri angajați și manageri din Giurgiu și alte 26 de localități din județ. Cursul de competențe sociale și civice au fost două grupe care s-au desfășurat la începutul proiectului și anume în perioada octombrie-noiembrie 2012. Iar competențele informatice au început în octombrie 2012 și au finalizat în 20-a 12-a 2013. Tot în cadrul proiectului a fost realizat site-ul dedicat membrilor rețelei www.reder.ro, dar și website-ul www.conștientizarerurală.ro, accesat de aproape 30.000 de vizitatori. În cadrul proiectului au fost distribuite peste 30.000 de pliante informative pe tematicile prezentate în cadrul website-ului, anume dezvoltare durabilă și agricultură ecologică, antreprenoriat și fonduri europene, egalitate de șanse, consiliere profesională și sănătate persoanelor interesate din localitățile rurale ale județului Giurgiu.